Dovedește că ești deșteaptă și cu judecată. Și ia lucrurile ca o adevărată prietenă. Tu știi să te jertfești. Poartă-te ca un prieten. Renunță la mine. Dragă, ești înnebunit. Mă cheamă ceva spre ea. Poate că este tocmai ceea ce-mi trebuie. Dragostea unei fetițe de provincie, ce puțin te cunoști. Uneori oamenii dorm mergând. Uite, și eu acum vorbesc cu tine și parcă dorm. Și-o văd pe ea în vis. Visuri dumnezeiești și dulci, mă țin sub farmecul lor. Renunță la mine. Nu pot. Sunt și o femeie ca oricare alta. De ce vorbești așa, Boris? Boris, nu ochii mic, mi-e groază! Dacă-i vrea, putea să fie o femeie extraordinară. Numai iubirea tinerească, plină de farmec și de poezie, numai ea îți poate da fericirea pe pământ. Până acum n-am întâlnit iubirea aceasta. În tinerețea mea nu aveam timp. Băteam la ușa redacțiilor, mă luptam cu sărăcia. Acum ea a sosit. A sosit în sfârșit, a sosit și mă cheamă. Ce rost ar avea să fug de ea? Ai nebunit? Fie și așa. V-ați înțeles cu toții asta să mă chinuiți? Nu înțelege, nu vrea să înțeleagă. Chiar așa de urâtă și de bătrână, încât să mi se poată vorbi fără nicio jenă despre alte femei? Nu, tu ai nebunit. Drag, idolul meu, scumpul meu. Să știi că tu ești ultima pagină a vieții mele. Să știi că dacă mă părăsești fie și numai pentru un ceas, eu n-am să rezist, am să nebunesc, stăpânul meu. Stăpânul meu minunat, stăpânul meu fără seamă. Poate să intre cineva. Dar n-are decât. Nu-mi e rușine cu dragostea mea pentru tine. Comora mea, tu ești gata să faci o prostie, dar eu nu vreau și n-am să te las. Pentru că ești al meu. Ești tot al meu. Și ochii aceștia sunt ai mei. Și fruntea asta e a mea. Și părul ăsta minunat. Ești tot al meu. Cu talentul tău, cu inteligența ta, tu ești cel mai bun dintre scriitorii de astăzi. Ești singura nădejde a Rusiei. Ești sincer, ești simplu, proaspăt. Ai un humor atât de sănătos. Dar tu nu poți să fii citit fără emoție. Tu poți cu o singură trăsătură să dai tot ce este mai caracteristic la un personaj sau la un peisaj. Oamenii tăi sunt vii și trăiesc. Da, tu nu poți să fii citit fără emoție. Ce? Crezi că te lingușesc? Uite-te în ochii mei. Tu nu vezi că eu sunt singur om care știu să te prețuiesc? Sunt singur om care îți spun adevărul. Hai de dragostea mea, comoară. Hai să vii cu mine, nu-i așa? Și n-ai să mă părăsești. N-am voință. Niciodată n-am avut voință. Vlăguit, moale, supus întotdeauna. Să fiu eu oare făcut să plac femeilor? Miriana, du-mă, dar să nu mă las să fac niciun pas fără tine. La un moment poți să și rămâi. Sigur că da. Am să plec eu înainte și vii și tu peste o săptămână. Dar chiar de ce să te grăbești? Nu. Mai bine mergem împreună. E, bine, fie dacă vrei tu. Ce scrie acolo? M-a auzit azi dimineață o vorbă frumoasă. Crângul fecioarei. Care să-mi folosesc. Așadar plecăm, da? Iarăși vagoane, iarăși gări,
iar bufete, iar geamantane, iar discuții. Am cinstea să vă anunț cu durere că trăsura a tras la scară. Mult stimată doamnă, e timpul să plecați la gară. Trenul vine la 25 minute. Ah, fii bună, Irina Nicolaevna, și nu uitați să afli unde e acum actorul Suzdalțev. Unde este? Trăiește. E sănătos. Pe vremuri trăgeam câte un chef împreună. Era neîntrecut în curierul din Lyon. Țin minte că împreună cu el la Elisabeth Grav juca tragedianul Ismailov, un actor foarte bun, la fel de bun ca și el. Nu te grăbi, stimată doamnă, mai sunt 5 minute. Odată, într-o melodramă, amândoi jucau pe conspiratorii și fiind descoperiți, trebuia să spună, am căzut într-o cursă. Și Ismailov a spus, am căzut într-o curcă.